Mergeți cu mașinile când ne deplasăm la Consiliu odată, da? Frumos, mergem în coloană, că nu facem ceva, haide! Asta nu știu. Da, da. Oh, scuze. Secelean Sergiu Petru și secelean Maria Evelina. Stimați tineri, am convingerea că atunci când ați făcut primul pas în fața noastră, l-ați făcut după o matură chipzuință, din dragoste curată, care va trebui să vă călăuzească în viața de familie, pentru că în acest mod, ceea ce veți realiza va fi durabil și trainic. Viața în general, dar mai ales viața de familie, nu este lipsită de anumite greutăți. Însă, vor fi mai ușor de trecut dacă în calitate de soț și soție veți fi alături atât la bucuriile, dar și la necazurile vieții. Odată unite destinele voastre, va trebui să rămâneți unuiți unul în fața celuilalt și în fața bunului Dumnezeu. Dumneavoastră v-ați prezentat în fața ofițerului de stare civilă, unde de comun acord ați depus actele pentru întocmirea dosarului de căsătorie, în vederea încheierii căsătoriei. Verificând actele depuse, constat că ele există în termenul de 10 zile prevăzut de lege. Nu s-a depus nicio contestație în ceea ce privește căsătoria, iar ca atare căsătoria se poate încheia. Totuși, înainte de a vă da consimțământul dumneavoastră, vă întreb dacă vă mențineți declarațiile date. Cetățene, secelea Sergiu Petru, de bună voie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana secelean Maria Evelina? Da. Nu se aude. Nu se aude. Cetățeană, secelean Maria Evelina, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul secelean Sergiu Petru? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din Codul Civil. Creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și consolidarea familiei. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Le pui aici? Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Soții au obligația să locuiască împreună, iar pentru anumite motive pot locui și separat. Stimați tineri, în urma consimțământului liber exprimat de fiecare dintre voi, vă declar căsătoriți. Vă doresc casă de piatră, multă sănătate, noroc și fericire. Salută mireasa, ia mă pauză mă acolo. Așa. You're my
Nu!